Măsura șomajului tehnic este temporară și va fi extinsă și la anumite sectoare bugetare, cu excepția angajaților aflați în prima linie de combatere a coronavirusului și a celor din instituțiile care aplică măsurile guvernamentale de reducere a efectelor pandemiei, este mesajul transmis de premierul Ludovic Orban reprezentanților patronatelor și sindicatelor. La consultările din cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social purtate joi între cele două părți, discuțiile s-au concentrat asupra aplicării primului pachet de măsuri economice și sociale adoptat de guvern și a unor soluții necesare în perioada următoare. Premierul Ludovic Orban a afirmat că preocupările guvernului sunt legate atât de protejarea sănătății populației și combaterea răspândirii COVID-19, cât și de soluții pentru relansarea activității economice după ce va trece vârful acestei pandemii. În acest context, prim ministrul a menționat că măsura șomajului tehnic este una temporară, că va fi extinsă și la anumite sectoare bugetare, fiind exceptați însă angajații implicați în prima linie de combatere a coronavirusului, precum și cei din instituțiile care aplică măsurile guvernamentale de reducere a efectelor pandemiei, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului. Propunerile reprezentanților patronatelor și sindicatelor vor fi analizate de guvern, în perspectiva următorului pachet de măsuri economice și sociale, destinat limitării efectelor produse de pandemia COVID-19. 19